Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu spun că au aflat de pe Facebook de scrijelitorile de pe coloană. Acestea au fost făcute de un turist din Brașov în urmă cu o jumătate de an. Turistul a fost amendat, însă totul părea că s-a încheiat acolo. Poliția locală ar trebui să asigure protejarea zonei. Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu, spune că va cerceta dacă s-a intervenit în vreun fel asupra operei lui Brâncuș. Chiar nu știu dacă cineva și-a permis să facă o asemenea faptă. Și nu cred că s-a acceptat de către un om al legii care trebuie să păzească opera brâncușiană să se intervină cu materiale de acest gen la operă. Sunt fotografii și chiar un martor, un jurnalist. Este foarte bine. În situația în care sunt aceste fotografii, vom face o analiză, vom face o anchetă internă și vom afla. Iar în această fotografie se vede cum angajatul primăriei își face treaba care îi poate aduce un dosar penal chiar sub privirile unei angajate a Poliției Locale Târgu Jiu. Reprezentanții primăriei lasă să se înțeleagă un scenariu mai mult decât pueril. Coloana ar fi fost doar ștearsă cu apă. Când plouă, ce se întâmplă? Bun, când plouă este altceva. Absolut. Dar eu, dacă merg cu o găleată de apă, cu o cârpă și șterg coloana, nu este permis? Nu, în niciun caz nu trebuie să meargă nimeni să ștergă coloana, în niciun caz nu trebuie să meargă nimeni să facă ordine și curățenie, pentru că sunt autorități, sunt instituții, sunt departamente, servicii care fac aceste lucruri. Toate aceste lucruri se fac numai la indicația Ministerului Culturii și a Institutului Național de Patrimoniu. L-am găsit și pe cel care, din proprie inițiativă, după cum spune, a încercat să curețe doar de praf coloana și nu să acopere zgârieturile. Cu ce o spălați? Am pus piciorul cu țărână. Cu apă, atât. Cârpă și apă. Cârpă și apă. Atât. Dar cine v-a rugat să faceți lucrul ăsta? De la poliția locală erau urme de praf, că sunt copii care pun mâna și ia de pe jos de la griblură și pun mâna și rămâne praf pe ea. Atât, cu o cârpă de apă scursă bine și am dat decât jumătate din modulul acela. Atât a fost. Chiar un jurnalist a fost cel care a văzut întreaga acțiune a celor de la primărie. Mai mult, angajatul primăriei, cu convințarea poliției locale, spunea că are acasă o sticlă de bronz și ar putea retușa opera. Discutând neoficial, mi-a spus că probabil că doar cu bronz ar putea rezolva această problemă, să acopere cu un strat de bronz și că are acasă dintr-o lucrare, a rămas o sticluță, ceva bronz. A rămas șocat la început și apoi l-am avertizat că nici măcar să nu îndrăznească să se gândească la acest lucru, pentru că este o faptă destul de gravă. Iar asupra operelor nu se poate interveni după ureche, pentru diverse lucrări de restaurare sau întreținere, așa cum s-a întâmplat până acum. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere în cazul operelor lui Constantin Brâncuș, care în 2013 au fost spălate cu jet de apă sub presiune în urma operațiunii Poarta Sărutului, îngălbenindu-se. Organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu la data de 7.11.2013 cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere. La data de 13.02.2014 s-a început urmărirea penală in rem cu privire la faptele de distrugere și abuz în serviciu. S-a reținut ca stare de fapt că monumentul istoric Poarta Sărutului, care face parte din patrimoniul cultural național, a suferit intervenții neautorizate, nefiind respectate prevederile legislației în materia protejării monumentelor istorice. În cauză, la data de 28.04.2014, s-a dispus de procuror efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta Andrițoiu Adrian, a fost director al Centrului Municipal de Cultură. Surprinzător este și faptul că apar aceste scrijelituri pe monumentele moștenite de la Brâncuș. Asta în condiția în care polițiștii locali trebuie să păzească zona non-stop. Noi avem agenți de poliție locală care au rolul de a îndepărta orice încercare de deteriorare a monumentelor. Până acum aveți vreun caz? Nu, până de la înființarea Poliției Locale, nu.
Mai mult decât atât, un reprezentant al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș ar trebui să supravegheze zilnic operele marelui sculptor. Deși reprezentanții primăriei dau explicații în mijlocul acestui scandal, cei care răspund direct de operele lui Brâncuș se ascund. Directorul centrului, Doru Strâmbulescu, se află în concediu de odihnă. Îi ține locul în această perioadă fosta directoare, Adina Andrițoiu. Ea a refuzat să comunice cu presa, subliniind că nu se vor oferi informații publice cât directorul este în concediu. De altfel, Andrițoiu și-a etalat responsabilitatea și incompetența când a fost șefa centrului. Ea este cercetată penal după ce a decis spălarea operelor lui Brâncuș cu jet de apă sub presiune. Ce o mai ține în funcție este protejata primarului Florin Cărciumaru.